Phoenix a dovedit în partida cu CSU-CSM Oradea că se poate bate cu orice echipă din Liga Națională Masculină de Basket. Elevii lui Florin Nini au parte sâmbătă de un nou examen dificil. Cu Piteștiul al meci, altă istorie, e o echipă de primele șase. Întâi să ne refacem pentru că avem și noi gradul nostru de oboseală și după aceea o să luăm pas cu pas. Nu putem spune într-un campionat ca acesta că vom câștiga sau că Pitești este o echipă pe care dacă am bătut Oradea, cu siguranță bate și Pitești. Și acum spuneam, fiecare echipă are istoria ei. Important este ca noi să avem evoluție constante și noi să învățăm să gestionăm diferitele situații și decizii din teren. Atragerea copiilor reprezintă unul dintre obiectivele clubului Phoenix. Acțiunea caritabilă de la partida cu CSU-CSM Oradea este un exemplu în acest sens. E un lucru la care noi ținem pentru că într-o comunitate e important ceea ce oferi prin rezultatul sportiv, dar cred că e mult mai important ceea ce poți oferi pentru perspectivă și pentru modelarea unor copii care pot ajunge mâine să fie în teren la Phoenix, pot ajunge să fie manager. Lucru care se vede la noi la club, foștii jucători sunt oameni care astăzi duc clubul mai departe. Phoenix și BCMU Pitești se întâlnesc sâmbătă de la ora 19 în sala sporturilor Dunărea.